Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi aș vrea să facem împreună acest ornament pentru brăduțul de Crăciun. Lucrarea este foarte simplă și cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți acasă un astfel de suport pentru perdele. Eu l-am folosit pentru a crea acest ornament. În caz că nu aveți acest tip de suport, puteți foarte ușor folosi de la o sticlă de apă partea de la capac care rămâne pe sticlă. Bineînțeles că în acest fel lucrarea va fi un pic mai mică, însă eu vă prezint astăzi aceasta pe care am realizat-o pe acest inel. Pentru a realiza această lucrare am folosit firul Bravo de culoare alb și culoare roșie de la Schattenmeier, apoi am folosit pentru a decora pamblica albă cu lățimea de 1,5 cm și pamblica verde cu lățimea de 1 cm. De asemenea, am folosit pamblica de seta cu aceeași lățime de 1 cm. Apoi vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de brichetă, vom avea nevoie de un croșet. Eu am folosit croșetul cu numărul 3, cred că se vede, numărul 3. Vom avea nevoie, ca întotdeauna în lucrările noastre, de lipiciul lichid. Și apoi, pentru a crea acest mic trandafiraș, vom avea nevoie de acul acesta foarte mare, acul cu care se coase de obicei lână, care are și gaura foarte mare. Ați mai văzut în alte tutoriale pe care le-am prezentat pentru ce avem nevoie de acest ac și modul în care îl folosim. Deci vom începe să lucrăm floricica noastră. Voi începe cu culoarea roșie. Voi lega firul aici, pentru că în felul acesta îi voi da un pic de stabilitate. Chiar îl voi lega, voi face nod. Și apoi, cum v-am spus, cu croșetul numărul 3, voi începe să lucrez. Cum vă spuneam, este foarte ușor. Voi îmbrăca acest inel cu piciorușe scurte. În general, ar trebui să avem un număr de 35 de astfel de piciorușe. Depinde și de grosimea firului cu care lucrați dumneavoastră. Eu, pe un inel de aceste dimensiuni, de obicei lucrez 35 de piciorușe. Este un ornament care poate fi lucrat și în alte culori. Eu îl voi lucra exact ca cel pe care din prezentare, pentru că îmi place să respect linia și pentru a-l ornamenta, dumneavoastră puteți
folosiți ceea ce doriți, îl puteți ornamenta în modul în care doriți dumneavoastră. Eu vă prezint lucrul în sine, modelul în sine, și sper să vă placă ceea ce realizez. Am vrut să fac filmare un pic mai devreme, însă am văzut că la un moment dat cădea internetul și aș vrea să pățesc ca rândul trecut când am început lucrarea și nu am reușit să o termin pentru că internetul a căzut. Acum cu aceste probleme este foarte, foarte încărcat rețeaua. Voi continua în timp ce vorbesc cu dumneavoastră. Știu că poate vi se vor părea acestea foarte banale, ușoare, însă eu, așa cum v-am spus și altă dată, fac lucrări accesibile și ușor de executat și pentru doamnele care sunt nou începătoare. Trebuie să ne gândim și la ele. Doamnele care sunt mult mai avansate ne prezintă pe pagina grupului lucrările lor. Sunt lucrări foarte frumoase. Vreau să vă felicit pe toate. Vreau să vă felicit și în același timp să mulțumesc doamnelor nou înscrise pe grupul Tatiana Croșeta și prietenele ei, persoanelor care s-au înscris pe canalul de YouTube. Vreau din nou să vă reamintesc că înscrierea și vizionarea tutorialelor de pe canalul de YouTube este gratuită, nu trebuie să plătiți nimic absolut. Puteți urmări tutorialele ori de câte ori aveți nevoie, nu vă va costa niciun bănuț. Totul este gratuit. Așa cum vă spuneam, acum fac multe lucrări care sunt accesibile și doamnelor nou începătoare. Deci am ajuns aici la capătul rândului, să spunem. Voi trece partea aceasta la altă. Voi intra cu croșetul în primul picioruș, cu ochi alunecat, și voi face acum 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 și al 5-lea. Apoi vom număra 5 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5, și vom intra în al 5-lea. Vom face un picioruș scurt, după care vom continua. 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, voi număra din nou, 1, 2, 3, 4, și voi intra în al 5-lea. Și continuăm în felul acesta până la capătul rândului. Execută și foarte repede, nu este nimic dificil. 1,
3, 4, 5. Mâine, dacă ați văzut deja că 1, 2, 3, 4 și al cincilea, ați văzut deja că pe pagina grupului am pus fotografia cu Moș Crăciun. Mâine dimineață, dacă voi reuși 1, 2, 3, 4 și al cincilea, intră aici. Mâine dimineață, dacă voi reuși, voi face un scurt tutorial în care vă voi prezenta acum, după ce am făcut aceste ultimele 5 ochiuri de lanț, voi veni aici în primul. Primul lot, sper că reușesc, nu? Voi încerca să vin de deasupra, așa, în felul acesta, și voi închide. Acum, vom continua să lucrăm în arcul format de lănțișorul care l-am făcut și vom lucra un picioruș scurt, un picioruș dublu, după care vor urma, luăm de două ori firul pe croșet, vor urma două piciorușe înalte. Unu. Al doilea, din nou un picioruș dublu, un picioruș scurt. Și am realizat deja prima parte. Apoi vom trece în arcul următor cu un picioruș scurt, un picioruș dublu, două piciorușe înalte. Încet, încet, încep să mă obișnuiesc cu aceste croșete de aici, care au vârful un pic mai întors decât croșetele noastre, pentru că știți că italiencele au alt mod de a lucra, de a ține firul. Și continuăm cu următorul arc, unde vom lucra în același mod. Am făcut deja un picioruș scurt, un picioruș dublu, iar acum voi face două piciorușe înalte. Urmează un picioruș dublu, și un picioruș scurt. Trecem în arcul următor, un picioruș dublu, două piciorușe înalte, un picioruș dublu, și repetăm astfel până încheiem acest rând. Deci fiecare arc
format de cele 5 ochiuri de lanț, vor conține același număr de piciorușe, așa cum vă spuneam, primul picioruș scurt, un picioruș dublu, două piciorușe înalte, un picioruș dublu, un picioruș scurt. Acesta este ordinea pentru fiecare arc în parte. Dacă nu aveți aceste inele de plastic, puteți să folosiți și inele de sârmă. Foarte, foarte simplu. Acum sunt în ultimul arc. Cum voi face un picioruș scurt și am terminat partea roșie. Vedeți cât de ușor am ajuns aproape la capăt. Acum va trebui să punem firul alb. Voi face doar jumătate de ochi, să spunem așa, și voi continua cu firul alb. Întotdeauna capetele de fire le strângem, le punem deoparte și voi continua prin a lucra piciorușe scurte, de jur împrejur. În corespondența fiecărui ochi din rândul anterior, voi face un picioruș scurt cu culoarea albă. Uitați-vă. Deci că lucrul în sine este foarte, foarte simplu și foarte rapid de executat. Suntem aproape, foarte aproape de finalul acestui rând. Vedeți cât de puține minute ne ia
să realizăm acest tip de ornament. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră puteți decora în modul în care doriți, puteți să îi atașați fondițe de altă culoare, puteți să îi atașați floricele, puteți să atașați mărgeluțe, ceea ce aveți dumneavoastră, sau chiar o floricică croșetată sau din cele care se găsesc deja lucrate în magazine. Nu este obligatoriu să faceți ca mine. Eu mi le decorez întotdeauna după placul meu. Deci am ajuns la capătul rândului, vedeți? Acum eu voi tăia firul, voi scurta, voi închide. Și acum voi începe să ascund firele. Voi scurta și firul roșu. Vom da totul deoparte. Și cu croșetul voi trage firele de desubt. Le voi ascunde. În felul acesta. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să le faceți cu acul. Eu ceea ce fac, cum vă spun întotdeauna, fac în scop demonstrativ, pentru că în felul acesta și dumneavoastră veți învăța câte un pic din ceea ce știu eu. Așa cum și eu, la rândul meu, învăț de la alte persoane. Nimeni nu se naște învățat, întotdeauna trebuie să fim deschiși, mai ales când dorim să facem lucruri frumoase, trebuie să punem un pic de fantezie, un pic de iubire în fiecare dintre lucrările pe care le executăm. Acum eu aceste fire mi le dau deoparte, mi le strâng, așa, și iată-ne ajunși aici. Nu vă speriați dacă acum stă așa, nu este nicio problemă. Voi continua de acum cu ornamentul. Așa cum v-am arătat și alte dăți, am găsit modul în care putem să facem pânglicuța, fondița, să spunem așa, fondița perfectă, fără să fie nevoie să ne chinuim foarte mult, fără să fie nevoie să o legăm pe degete, pe furculiță sau în alt moduri cum am văzut deja. Acesta este modul. Vedeți, eu pun întotdeauna pămblicuța în felul acesta, exact ca și cum ar fi că trebuie să facem nodul la o cravată. Începem și voi pune
un pic din lipiciul lichid, vă arăt imediat modul. Acest lipici lichid este foarte rapid, după cum ați văzut și în alte lucrări pe care le-am făcut. Voi pune aici o picătură de lipici. Voi ține un pic cu degetele. Așa. După care întorc. Voi pune din nou un pic de lipici aici. Nu este nevoie de mult. Și voi fixa partea aceasta în modul în care să fie două bucle egale. Vedeți? O fundiță deja am realizat-o. Acum voi pune din nou un pic de lipici. Și această fondiță o vom introduce aici, în spatele încheietoare, să spunem așa. În felul acesta. Pentru că celelalte fondițe noi vom masca acest inelus de aici. Deci aici deja prima parte am făcut-o. Acum voi lua o bucățică din această pamblică de seta. Voi tăia cât consider eu că aș avea nevoie pentru a pune ornamentul în brăduț și suficient pentru a face și un nod. Mereu cu croșetul vom introduce în inel și vom trage pămblicuța în interior, în felul acesta. Eu descoper trucurile cele mai simple, care ne pot ajuta un pic în lucrul nostru, pentru că, așa cum știm, timpul nostru este un pic limitat. Și aceste ne ajută foarte mult. Așa. Deci am făcut un nod. Voi întoarce în felul acesta. Să din aici. Așa. Și acum vom continua să ornamentăm. Voi lua pamblica verde. V-am spus, aceasta are lărgimea de un centimetru doar. Cea albă are lărgimea de un centimetru și jumătate. Voi pune cât consider că am nevoie pentru a face o altă fondiță. În același mod ca și prima, vom face o altă fondiță cu culoarea verde. Voi pune din nou un pic de lipici. Voi pune
și aici pe dos un pic de lipici. Voi încerca să creez fundiță perfectă. Chiar dacă aici deasupra se vede un pic din acel lipici, nu vă îngrijorați, căci aici va veni floricica pe care o facem și nu se va vedea. Apoi punem un alt pic de lipici și toată aceasta o vom aplica aici în față pe acel inel unde am atașat firul pentru a pune în brăduț decorațiunea. Ține un pic apăsat. Se va lipi. Așa, felul acesta. Acum voi scurta un pic după placul meu fondițele. Pe aceasta albă voi scurta un pic. Mi se lipește de degete. Vă speriați că ea se îndreaptă singură. Acum cu bricheta voi sigila un pic pămblicuța pentru că nu vreau să se desfacă. Doar un pic trec de o parte și de cealaltă. La fel voi face și cu cea verde. Iar acum vom face fondița care, floricica care va veni pusă aici în mijloc. Din nou, vom lua firul de seta, pămlicuța de seta albă. Vom avea nevoie de mai mult sau mai puțin 30 de centimetri. O lungime de ringlă, cum spun eu, sau cum o taie, pentru că deja cunosc măsurile, lucrăm mereu cu acestea. Așa. Vom tăia acest colțișor, vom tăia oblic, a crea aici acest arc ascuțit, uitați-vă, acest vârf ascuțit. Vedeți, distinge, cât să-l putem pune pe ac, în gaura acului. Și
cu acul mare, așa cum v-am spus și altă dată, voi lua o anumită măsură pe care o voi menține și voi pune aici pe pamblică, pe partea mai scurtă, și vom începe. Vom aduna pamblicuța aici, în felul acesta, menținând mereu aceeași distanță. Pamblica pe ac o oprim cu unghia. În general, după măsura pe care mi-o iau eu, în jur de 14-15 astfel de mișcări trebuie să fac. Așa, am ajuns perfect la capăt. Deci am mers corect. Acum, toată această pamblicuță pe care am strâns-o aici, o vom împinge către coada acului. Partea ascuțită o vom introduce în gaura acului, dar nu foarte mult, pentru că altfel ne va împiedica și vom împinge în sus. Vom împinge în sus până la coada acului, tot grupul de pamblică, și vom începe să răsucim acul în felul acesta, ținând mereu cu atenție pamblica, și îl vom răsuce până când vom obține, vedeți, ca un mic trandafir. Când am ajuns în modul în care suntem satisfăcute de forma pe care o prinde, vom ține cu două degete de aici și vom extrage încet, foarte încet, acul, pentru că dacă tragem prea brusc, riscăm să stricăm totul. Deci încet, încet, am ieșit deja afară. Uitați-vă! Voi scurta un pic acest vârf. Cu bricheta voi opri materialul felul acesta. Așa. Apoi voi pune aici un pic de lipici. Voi aplica peste fondița verde. Așa. Voi ține un pic apăsat să se lipească și în felul acesta, uitați-vă că am realizat un nou decor pentru brăduțul nostru. Sper să vă placă ceea ce am realizat împreună. Sunt Tatiana Andrieș, vă urez o după amiază plăcută, o seară plăcută. Mi-ar plăcea foarte mult dacă lucrați din lucrările mele să le văd pe pagina grupului. Vă rog să mă susțineți în continuare, să dați like, să dați share la lucrările mele dacă vă plac, să le distribuiți. Pentru că, oricum, eu consider că, chiar dacă sunt simple, sunt lucruri frumoase și lucruri pe care oricine le poate executa. Tot ceea ce este frumos, tot ceea ce ține de frumos, bucură ochiul și sufletul în același timp. Vă mulțumesc din nou pentru atenție. Din nou vă mulțumesc tuturor doamnelor
nou înscrisă pe grupul Tatiana Croșeta și prietenele ei, iar noi ne revedem foarte, foarte curând. O seară frumoasă, la revedere!